Cântă de 4 ani și și-a descoperit vocația interpretând melodii prin casă. Ajunse a lecții de canto la Palatul Copiilor din Giurgiu. Obținut o bursă la Școala de Muzică a Crinei Mardare. A apărut în emisiuni TV și a participat la multe concursuri și festivaluri. Apoi s-a calificat direct în finala prestigiosului concurs de solistică San Remo Junior. Și una peste alta s-a întors de la San Remo cu premiul întâi. Spune-mi și nouă cum a fost la San Remo. Foarte frumos, mi-am făcut foarte mulți prieteni, m-am distrat, m-am plimbat foarte mult. A fost foarte, foarte, foarte frumos. Mă bucur foarte mult pentru acest premiu. Promisiunea mea a fost împlinită și mă bucur pentru asta și le urez tot tuturor giugiuvenilor o primăvară foarte plăcută. N-am avut așa multe emoții, mama tot zicea să faci bine acolo și ziceam, taci din gură, eu știu ce fac, m-am pregătit foarte mult pentru acest concurs. Puștoaica de 8 ani a interpretat la San Remo o melodie foarte grea, I Have Nothing de Whitney Houston. Am ales această melodie pentru că este o melodie foarte grea și toată lumea poate să-mi descopere vocea prin această melodie. Giulia a reprezentat Giurgiu și România la San Remo și a concurat alături de alți 40 de soliști din 17 țări. V-ați întors de la San Remo și se pare că toate eforturile dumneavoastră, ale Giuliei și ale noastre până la urmă, n-au fost în zadar. Da, spre fericirea noastră, așa este, aveți dreptate, trebuie să mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem acolo și în special Giuliei, pentru că a avut o prestație de excepție, s-a adunat, a ajuns în formă maximă exact în seara concursului. Noi nici n-am visat să câștigăm premiul întâi, eram mulțumiți și cu o mențiune sau cu un premiu mai mic, dar iată ne ajungi la apogeul premiilor, să spun așa. Suntem în al 9-lea cer, suntem în culmea fericirii. Tu, Giulia, te așteptai să iei un loc așa de bun? Mă așteptam, dar nu prea atât de mult, dar aveam încredere în mine foarte multă. Ediția din acest an a concursului San Remo Junior, marele premiu a fost obținut de o solistă de 16 ani din Ucraina, iar Giurgiu Vencei, Giulia Tabără, juriul i-a oferit locul întâi.